Ești pasionat de literatură? Îți place să creezi povești și ai vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani? Atunci poți participa la concursul lansat de Casa de Cultură Făgăraș. Sub denumirea de Povești de Vindecat Crăciunul, proiectul îi provoacă pe copiii făgărășeni să compună o poveste de maxim 2 pagini, apoi să se filmeze spunând povestea, iar acel filmuleț trebuie trimis la adresa de e-mail afișată pe ecran până în data de 14 decembrie. Și a lansat concursul Povești de Vindecat Crăciunul, pentru că anul acesta Crăciunul este atipic, nu vom mai putea colinda, dar măcar poveștile copiilor sperăm să vindece sufletele tuturor celor care vor citi poveștile pe pagina de Facebook a Casei de Cultură. Filmulețele vor fi postate pe pagina de Facebook Casa de Cultură Făgăraș în perioada 15 decembrie-20 decembrie-2020. Apoi, povestea care va avea cele mai multe distribuiri va câștiga premiul întâi, iar celelalte povești cu mai puține distribuiri vor câștiga celelalte premii în ordine descrescătoare. Ne dorim foarte tare ca acești copilași cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani să ne trimită poveștile lor de bal, ca să ne bucurăm cu toții sufletele și premiile să ajungă, bineînțeles, în data de 23 decembrie, în mânuțele lor. Premiile vor fi 3 tablete Samsung pentru locurile 1, 2 și 3, un coș de produse de patiserie pentru locul 4, o pereche de ochelari de vedere pentru locul 5, un tort pentru locul 6 și un buchet de flori cu specific de Crăciun pentru locul 7.